Deci decizia este foarte clară, nu se spune problema de acest lucru, de a fi închise aceste magazine. Am avut discuție cu retailerii mici care au și procesare și zootehnie, bineînțeles, și magazine de desfacere, cât și cu retailerii mari. Vreau să închidem acest subiect, nu se vor închide magazinele și cred că ăsta este lucrul cel mai important și mesajul cel mai important. Bun, așadar această propunere de limitare a programului în aceste momente nu mai stă pe masă, înțelegem. Nu mai este pe masă, exclus acest lucru. De ce s-a luat această decizie după ce am văzut propunerea comercianților înaintată pe masa guvernului? Nu a fost nicio propunere a comercianților, a fost o simplă discuție spusă de cineva la întâlnirea care am avut-o la guvern. Nu, eu am discutat, v-am spus, și cu retailerii mici care au și desfacere cât și procesare. Nu sunt de acord cu acest lucru și vreau să închidem acest lucru. Programul nu va fi modificat și magazinele vor rămâne deschise la fel ca și acum. Bun, pentru că am văzut, domnule ministru, și reacția premierului Marcel Ciolacu, cel care spunea că va analiza totuși această propunere. Erau date și mai multe exemple din state europene care au magazinele închise, mai ales duminica. Discuția era foarte clară. Ce a spus la ședința de guvern un domn, cred că era pe distribuție, nici măcar pe mici retaileri, a spus că inclusiv să fie închise și magazinele de cartier. Lucrul acesta nu putem face și vreau să închidem acest subiect. Deci decizia este foarte clară, nu se vor închide magazine. Decizia aceasta a fost comunicată și celor care au venit cu propunerea? Tot timpul am stat de vorbă cu, v-am spus, stau de vorbă cu mici retaileri și cu mari retaileri. Dacă vorbim de distribuție, este altceva. Dacă vorbim de retaileri mici și retailer mari, decizia este foarte clară și discuțiile pe care le-am avut nu vor acest lucru.